Binecuvântat să fie Domnul. Pot să zic că până în acest moment Dumnezeu a binecuvântat sufletele și trupurile noastre prin două poezii pline de învățătură, printr-o cântare, cel puțin una care ne-a îndreptat ochii spre venirea Domnului, prin alte cântări care l-au proslăvit pe Dumnezeu și prin altele de învățătură. Slăvit să fie Domnul pentru tot ce a fost până acum. Dacă am fost într-o inimă cu cei ce au cântat și au slujit pe Domnul în față, cred că suntem deja întăriți în Duhul și în sufletul nostru. Zic în poate, Domnul să-i binecuvânteze pe cei ce au slujit, să le răsplătească și să aștepte în continuare. Pentru ei s-au terminat emoțiile, au terminat de cântat, acum stau liniștiți, cântările au ieșit bine, acum este turul meu. Zic ca Domnul să-mi dea și mie putere, ca după ce se termină totul să zic slăvit să fie Domnul. Cuvântul din seara aceasta o să se îndrepte în special spre tine, dar înainte de asta am un gând și pentru părinți. Am un gând și pentru cei ce slujesc pe Domnul într-o formă sau alta în biserică, dirijori, profesori de școală duminicală și așa mai departe. Apostolul Pavel se despărțise de Timotei și îi scrie această epistolă, a doua epistolă a lui Timotei și după ce spune că era, că slujește pe Dumnezeu cu un cuget curat din moș în strămoș, își aduce aminte de el și spune că în versetul 4, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Și atunci m-am gândit ce relație a avut Apostolul Pavel cu Timotei. Și atunci m-am gândit la relația mea pe care eu trebuie să am cu copiii mei. Ca când se desparte copilul de tine să plângă, atât de mult să te dorească ca tată sau atât de mult să te dorească ca mamă. Nu să zică, bine că a plecat tata de acasă și sunt singur. Bine că a plecat mama de acasă și sunt singur. Ce relație a putut să fie între Timotei și Pavel? Când s-au despărțit, Timotei a plâns cu lacrimi, zice, mi-aduc aminte de lacrimile tale. Dar ce relație ar trebui să fie între profesorul de școală duminicală când se desparte de copilul lui? Sau de liderul de tineret sau de păstor? Este capitolul 1, 2 Timotei, 1 cu 4. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și de doresc să te văd ca eu însă, Pavel, să mă umplu de bucurie. Domnul să ne ajute. Domnul să ne ajute să lucrăm la relații. Pentru că relațiile sunt mult mai importante decât multe alte lucruri. Poate noi credem aici, e important să dai o învățătură curată și sănătoasă. E foarte important. E foarte important. Extrem de important. Dar la fel de important este să ai o relație cu cei care te ascultă. Domnul să ne ajute. După aia zice Pavel, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută. Și acum mă adresez tinerilor care s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois, și mama ta, Eunice, sunt credințată și în tine. Un copil, un tânăr, aici vorbește de pruncie, în care era o credință neprefăcută. Sunt mulți copii în biserică. Sunt foarte mulți copii avem în biserică. Avem și tineri mulți în biserică, la câți membri suntem. Dar acum dacă i-aș întreba pe tineri, pe fiecare în parte, cum poți tu să-mi spui că e credința ta? Credința ta este neprefăcută? Este sinceră? Sau ești un fățarnic? Sau vii la adunare numai că trebuie să vii? E așa de important de copil mic, de tânăr, de prunc, să caut pe Dumnezeu cu toată inima mea, să am o credință neprefăcută, să nu joc teatru. Să nu fiu un fățarnic. Zice, căci mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit sau care a locuit întâi în bunica ta și mama ta, Eunice, sunt credințată și în tine. E foarte important ca credința aceasta să nu fie numai când venim la biserică sau când cântăm într-o formație, să fie tot timpul. Tot timpul cei care ne văd să zică, păi dacă stau cu David, mă molipsesc de la credința lui, care o credință vie și puternică. Dacă stau cu oricare dintre copiii și tinerii bisericii, Doamne, ce har pentru mine! Dar ce trist ar fi ca să stea tineri împreună, să se întâlnească undeva la școală, să se întâlnească undeva la liceu,
la universitate sau mai departe și să zică pe ea nu acceptăm în grupul nostru, pe el nu-l acceptăm în grupul nostru, că nu-i îmbrăcat așa de bine ca și mine. Sau pe tânărul altul nu-l accept, pentru că el nu vrea să colaboreze cu noi în ce noi ne uităm pe internet. Și nu-l facem prietenul nostru. Cum sunt astfel de tineri? Îl cunosc pe Domnul? Au o credință neprefăcută? Sau? Și dacă eu sunt unul dintre tinerii care ceilalți nu mă acceptă pentru că eu am o credință neprefăcută, eu ce fac? Voi fi gata să mă supun lor și să zic și eu vreau să fiu ca voi, cu riscul de a mai plăcea Domnului. Ce ziceți de treaba asta? V-ați gândit la lucrurile acestea? E foarte important anturajul tinerilor din biserică. Să fie un anturaj bun. Și ceilalți care vedeți pe ceilalți, indiferent că sunteți în minoritate, să ziceți nu faceți bine. Păcătuiți împotriva Domnului dacă faceți așa. Nu vă uitați la prostile alea. Nu vă jucați jocurile alea. Nu vă mânjiți haina cu noroi. Aveți o credință neprefăcută. Nu fiți prefăcuți și la biserică și cântați și slujiți pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se uită cu scârbă la astfel de slujire. Doamne, ajută-ne să avem o credință neprefăcută. Ajută-ne, Doamne, dă-ne o credință neprefăcută în toate lucrurile. Și încă un lucru important, așa că vreau să mă apropii de textul care s-a citit. Zice, de aceea, Timotee, versetul 6, de aceea ți-aduc aminte să împlăcăresc darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Că Dumnezeu mi-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste, de chipzuință, să nu-ți fie rușine. Să împlăcărezi. Odată ce ești tânăr și copil sau prunc, și ai o credință neprefăcută, nu uita, Dumnezeu te-a chemat și ți-a dat darul chiar de copil. Chiar de copil. Și darurile astea trebuie înflăcărate. Eu, Edi, cu ce pot să sting focul? Cu apă. Focul se stinge cu apă, foarte ușor. Vezi că e un foc acolo, ai aprins un foc? Când am plecat din tabără ultima dată, când făcusem un foc foarte mare și azi zile între școala, am turnat la gălesc cu apă, ardea pământul în jur. Atâta foc am făcut acolo. Dar s-a stins până la urmă cu apa, am stat să nu mai fumege. Dar foarte interesant, mai este o metodă să stingi focul. Și Pavel aici nu vorbește despre stingerea cu apă. Zice Pavel, în altă parte, în Efeseni, nu stingeți Duhul. Știți cum se mai poate stinge focul? Dacă lăsăm focul să ardă și nu mai punem lemne pe el, ce se întâmplă? Se stinge. Dar nu-i nevoie de apă să se stingă focul. Dragii mei tineri, în seara aceasta vom vorbi cum putem să ne înflăcărăm în Domnul. Cum putem să înflăcărăm darul nostru? Punând lemne pe foc. Căutând să slujim pe Dumnezeu. Aprinzându-ne în Domnul. Fiind o flacără vie pentru Domnul. Domnul să ne ajute să ne binecuvânteze la lucrurile acestea. Amin? Amin. S-a citit versetul 14 și citesc prima parte. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Doamne, ajută-ne! Amin. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Dar de ce? Dacă am citit capitolul 3 și 4, de 3 ori le zice Pavelul Timotei. Timotei, tu să rămâi în lucrurile astea. Și ce se întâmplă? Și o să citim versetul 3 cu 7, 2 Timotei 3 cu 7. Sunt oameni care învață întotdeauna, întotdeauna. Și nu pot ajunge niciodată la deplină conștiința adevărului. Poate că venim de mulți ani dintre noi la biserică și tot învățăm, și tot învățăm. Și nu putem merge la conștiința deplină adevărului. Pentru că nu suntem gata să ne lăsăm prelucrați. Când facem o școală să facem o meserie, ar fi o meserie de croitor. O faci un an de zile. O faci 2 ani. Faci ucenicie 3 ani, 4 ani. După 5 ani. Păi ar trebui să știi să faci o cămașă. Sau să faci un costum. Sau să știi să faci ce ai învățat acolo. Dar dacă ajungi să faci ucenicie 50 de ani și încă nu știi să faci o cămașă, să coși o cămașă sau să faci o croială, ce ucenic ești tu? Dar totuși în biserică, Pavel îl atenționează pe Timotei. Fii atent, Timotei.
că sunt oameni maturi, nu tineri vorbesc acum, nu vorbesc de tineri, oameni care au venit de copii la biserică de prunci și au citit Scriptura de copii și încă sunt mari și maturi și au 40 de ani sau 50 de ani și încă n-au ajuns la cunoștința deplină a adevărului. Adevărul încă nu i-a făcut slobo și sunt robi ai păcatului. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dacă venim la adunare și învățăm, învățăm ca să trăim. Amin? E foarte important lucrul acesta. Dacă plecăm acasă, cum am venit, am venit degeaba. Și venirea noastră nu ne-a ajuns numai să ne facă capul mai mare. Zice, dar tu să rămâi lucrurile pe care le-ai învățat, tu să rămâi statornic. Versetul 4 cu 5, dar tu fii treaz în toate lucrurile și radă. Versetul 3 cu 10, tu însă ai urmărit îndeaproape, tu. Ce s-a întâmplat? După ce Pavel a făcut mai multe biserici, în urma lui au venit tot felul de oameni. Tot felul de oameni cu tot felul de învățături. Și, de exemplu, 2 cu 17, și cuvântul lor va roade ca cangrena, ca o carie. Din numărul acestora sunt Emineu și Filet, care s-au bătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Oamenii aceștia au venit în biserică, propădeau, învierea au venit. Mai este și o altă religie, care zice, deja învierea au venit și acum fiecare înviază la rândul cetei lui. Și învierea au venit. Așa erau și atunci. Și învierea nu venise și nici acum nu a venit încă. Dar, zice, răstoarnă credința unora. Dar tu să rămâi în ce ai învățat, Timotei. Doamne, ajută-ne să fim atenți la învățăturile false. Amin? După aia, zice, versetul 4 cu 10, căci Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. De aici zice, tu să rămâi. Dima m-a părăsit. 3 cu 8, după cum Iane și Iambe s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Dar Iane și Iambe, spiritual vorbind, erau în biserică. Se împotriveau învățăturii lui Pavel. Și am putea continua în versetul 1 cu 15, bine, știi că cei ce sunt în Asia toți m-au părăsit, între care și Figel și Ermogen. De ce cel lui Pavel, lui Timotei? Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Pentru că sunt atâtea învățături. De aceea vreau să vă îndemn tinerilor. Învățați și studiați voi pe contul vostru. E așa de important. Studiul biblic e greu. E ușor să citești Biblia. E atât de ușor să citești Biblia. Citești, îmi propun să citești 3 capitole pe zi sau 5 capitole. Zic că e ușor pentru că cei mai mulți probabil nu citesc. Dar să studieze mai greu. Mi-aduc aminte când eram tânăr, mi-am propus să studiez anumite subiecte. Și, fără nimeni, am luat și am scos din Scriptură pe un caiet de studiu biblic pe care mi-am făcut toate versetele care vorbeau despre învierea morților. Și am făcut un studiu al studiului despre suflet. Sufletul moare sau nu moare? Și am căutat în toată Biblia, toate trimitele, moare sau nu moare sufletul? Ce-i sufletul omului? Și am studiat pe contul meu. Și apoi mi-am îmbogățit cunoștințele. Când aveam o problemă și nu înțelegeam ceva, mă duceam la cineva sau mă mai întâlneam cu prieteni de-a mei și studiam împreună ceea ce studiasem acasă în prealabil. Studia Scriptura. Tu să rămâi lucrurile pe care le-ai învățat. Aici se dă o învățătură sănătoasă în biserica noastră. Azi dimineața s-a predicat. Joia s-a predicat. În fiecare regulat se predică și învățătură sănătoasă. Rămânem în lucrurile care le-am învățat. Tu să rămâi lucrurile pe care le-ai învățat. Mergem la școală. Și acolo li se spune că omul se trage din maimuță. Mai rămâi lucrurile care le-ai învățat? Dar e posibil sau imposibil? Cum e? Ce a fost mai întâi? Ouă sau găina? Și tot felul de întrebări. Rămâi și dacă ai o dilemă în sufletul tău, stai de vorbă cu cineva să-i spui, uite, Sorin, frate Iosif, eu nu sunt sigur, uite, mi se pare de clar lucrul ăsta. Sau lași în tine să dospească aluatul celui rău. De aia tu trebuie să rămâi lucrurile care ai învățat și să le crezi printr-o credință neprefăcută. Doamne ajută-ne! Amin.
tu să rămâi lucrurile pe care le-ai învățat și care ești deplin încredințat. Aici apare o mare problemă. De multe ori citim din Biblie, nu suntem siguri de noi, dar nu mergem mai departe. Să auzim o predică, nu știu cum e, s-ar putea să fie așa, dar s-ar putea să nu fie așa. Frații mei, bine, dacă vrei să ajungi un om destoinic, tu trebuie să știi ce crezi. Nu poți să crezi orice. Dacă cineva te întreabă, deci mi-aduc aminte când am fost în armată, pentru că eu eram pocăit acolo, comandantul unității m-a chemat la un interviu cu el, numai pe mine, dintre toți care eram acolo, și m-a ținut, nu știu, o oră jumate, două ore, am stat foarte mult cu el de vorbă și mi-a pus tot felul de întrebări. Era foarte bine pregătit. Era foarte bine pregătit și să te încurci era bine pregătit. Și m-a luat de la zero până m-a dus departe. Dar a trebuit să dau o socoteală. Ești pregătit să dai socoteală? Dacă spune un copil, un tânăr, de vârsta ta o întrebare, știi cât de cât ce se răspuns? Oh, păi nu am învățat. Pentru școală înveți. Când e vorba de noi, ca să strângem dolari, ce nu facem? Facem sacrificii. Dacă șeful tău te roagă la lucru, vorbesc pentru frați. Te rog, Sorin, astăzi să rămâi la overtime, că am nevoie de tine. Tu știi că primele 4 ore sunt 50% de plus și următoarele sunt duble. Deci câștigi 50-60 dolari pe oră. O, păi rămân cu sacrificiu, rămân, nu? Rămân cu sacrificiu! Dar când e vorba să citim, mai este sacrificiu. Când e vorba pentru suflet și duh, mai este sacrificiu. Pentru trup, înțeleg, dar facem sacrificiu. Avem nevoie de bani, dar pentru suflet avem nevoie? Zice, tu să rămâi statornic în lucrurile pe care ai învățat și de care ești deplin încredințat. Trebuie să fii deplin încredințat în mintea ta cu adevărurile divine. Dacă ai adevărul și nu știi cum e, întreabă, zbate-te, luptă, caută tu prima dată, găsește adevărurile dacă nu știi mai departe. Că știi de la cine le-ai învățat. De la cine l-a învățat Timotei? Mama sa? Bunica sa? De la Apostolul Pavel, așa este? Ei au fost cei trei mari oameni din viața lui care l-au învățat adevărurile. 3:10. De la cine l-au învățat? Să citim 2 Timotei 3:10. Tu ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonire și suferințele care au venit peste mine în Antiochia. Tu însă ai urmărit îndeaproape. Știți, dacă eu mă uit la un lucru și este departe, mă pot uita la frații care au trăit înainte, care au primit credința la noi în țară. Ei sunt departe și pot să zic, wow, ce credință au avut frații aceia. Wow, cum au trăit. Wow! Îi văd de departe, nu-i văd clar. Sau pot să zic, ce vorbești, frate? Se tundeau zero. Se tundeau zero și ziceau că așa este bine. Și în Biblie nu scrie, se tund zero. Ce vorbești de... Pot să văd pe o parte sau pe o parte. Îi văd de departe, nu-i văd clar. Îți lucruri care când le vezi departe, ți se parte frumoase. Și când ajung în greșe, dar ce urât este. Sau invers. Ce e important? Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea. E așa de important ca noi care conducem să fim exemple pentru ei. Și așa de important ca ei să fie exemple pentru colegilor și pentru tine din biserică. Doamne, ajută-ne pe toți! Eu vreau să te întreb. Dacă privesc de la distanță, mă uit la televizor și văd acolo un reportaj cum se face o mâncare foarte gustoasă și... sucul bun și înghețata bună, mă satură? Mă satură? Mă satură, Claudiu? Nu mă satură. Mă uit de la distanță. Dar dacă eu mă duc și tai pâine și mănânc, mă satură? Mă satură, frații mei. Poate că ne mulțumim, numai să vin de la biserică, îți mulțumim că am ascultat o predică bună. Sau știi, predica din seara a fost așa de slabă, puteam să stau acasă să mă uit pe internet. Nu satură destul. Satură o parte a nevoii sufletului nostru. Dar cel mai bine știți când satură? Când te apropii tu de cuvântul lui Dumnezeu și cauți și lupți și te rogi și Doamne, dă lumină și înțelepciune să-L înțelegi.
aia satură sufletul nostru. Când tu îți descarci povara rugăciunea cu cea ale Domnului, Domnul să ne ajute să înțelegem că noi trebuie să ne hrănim cu pâine și cu apă. Amin? Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Amin. Îmi place că sunt tineri în biserică și copii, i-am văzut la olimpiadă, care învață foarte mult. Că învață de silă sau că de bună voie, nu pot să știu. Dar ce e important pentru noi ca părinți este ca ei să învețe de bună voie și cu dragoste. E foarte important lucrul ăsta. Nu, pune mâna și învață. Citește. Stai o jumătate de oră, o oră acolo și pe mine mă vede că eu stau la televizor și mă uit sau pe internet. Important e să facem împreună cu ei. Important e ca ei să caută din pruncie și să vadă în viața noastră ceea ce zicem. Care duce la mântuire. Păi ce Timotei nu era mântuit? Când îi scrie aici, era mântuit. Era clar, era un lucrător deja. Dar ce e important? Când vorbim de mântuire, este mântuire la trecut, am fost mântuit, mântuire la prezent, sunt mântuit și va fi și mântuire la viitor, în ziua arătării lui Hristos. Dar noi, pe tot parcursul vieții noastre, noi mergem spre desăvârșire. De aceea, tot timpul să ne luptăm, să ne păstrăm curați. Zic, Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Vreau să apropii de a doua parte. Aș fi vrut să accentuez, dar nu mai accentuez. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea. O, Doamne, ajută-ne, credința mea, dar nu le mai accentuez. Vreau să mergem la a doua parte. Zice, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Sunt discuții că Vechiul Testament mai puțin, că Noul Testament mai mult, că de fapt, Vechiul Testament mai mult, că i-a arătat pe Hristos. Biblia spune clar, toată Scriptura este insuflată. Sau Scriptura când a fost scrisă, poate că nu s-a pus întrebarea între copii, cum a fost scrisă Scriptura? A fost șoptită de Dumnezeu. E ca și cum eu sunt un director la o fabrică, o chem pe secretarea mea și spun, Deborah, te rog, stai jos și scrie. Și Dumnezeu a scris, așa a poruncit ca să scrie Scriptura, așa s-a scris. E adevărat că vedem personalitatea unor proroci, dar cuvintele au fost al lui Dumnezeu. Dacă am citit la 2 Petru, hai să citim 1 Corinteni 2 cu 13 prima dată. 1 Corinteni 2 cu 13. Aici spune, și vorbim despre ele, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Amin. Vorbim cu o vorbire învățată de la Duhul Sfânt. Și după aia în 2 Petru 1 cu 20 și 21 spune că toată Scriptura, aș vrea să citesc totuși, să nu parafrazez, fiindcă mai întâi de toate știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Și versetul 21, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit. De unde? De la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Amin. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să învețe. Primul lucru este învățarea. E așa de important, noi ne-am născut în firea pământească. Trăim prin firea pământească. A luat loc în noi o ființă nouă, ființa duhovnicească. Dar ființa asta duhovnicească trebuie învățată. Pentru că toate cordirile inimii mele sunt înspre firea pământească. Și atunci, Scriptura, ascultați-mă, în primul rând Scriptura, nu prorociile, nici altceva. Scriptura îmi înnoiește mintea. Și toate celelalte vin prin lumina Scripturii să mă lumineze. Domnul să mă ajute să mă las învățat de Scriptură.
Să mustre, să îndrepte. Și vreau să dau un exemplu. Cum adică mustră? Spune Apostolul Pavel, cine furasă, nu mai fure. Și cum să îndrepte? Și ce să facă? Să muncească cu mâinile lui ca să aibă să dea cel ce nu are. Așa ne învață Scriptura. Domnul să ne ajute la lucrurile acestea. Să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Pentru mine, ca copil și ca tânăr, dacă eu din copilărie citesc cuvântul ăsta, am o credință neprefăcută și îl caut pe Dumnezeu sincer și sunt sincer în căutarea mea. Vreau să spun, dacă tu într-un ogor, într-un pământ, ai semănat grâu, nu o să culegi de acolo ovăz. Nu o să culegi de acolo ridic, o să culegi grâu. De aceea, dacă de copil te ocupi cu lucrurile acestea, când vei crește, vei avea parte de revelații tot mai mari din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu se va descoperi prin Scriptură. Un om al lui Dumnezeu, un om zicea, când am citit prima dată Biblia, am citit-o că mama m-a pus să citesc și o citit de dragul mamei mele. Dar după aia, când am citit-o a doua oară, am citit-o de grijă pentru sufletul meu. Și a treia oară, când am citit-o, de fapt, n-am mai citit-o din cauza asta, am citit-o de dragoste pentru Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și doresc ca Domnul să ne dea dragoste de plină pentru cuvânt. Dar toți tinerii, știu că câteodată vi se pare greu, vi se pare obositor, sunt multe cuvinte care le înțelegeți, dar ascultați-mă! Lucrurile acestea la ce mă ajută pe mine? Are un rost să le citesc? Pentru ca omului Dumnezeu, citind Scriptura și crezând-o, devii om al lui Dumnezeu. E un titlu extraordinar. Om al lui Dumnezeu. Nici rob, zice aici, zice om al lui Dumnezeu. Să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Doresc să fii desăvârșit? Dorești ca Domnul să te implice în orice lucrare bună? Trebuie să citești Scriptura. Cum citești Scriptura? Revin. E foarte important să o citești așa cum trebuie. Începe să o citești cu rugăciune. Roagă-te. Roagă-te pentru luminarea minții. Roagă-te pentru înțelepciune. După aia, eu când citesc Scriptura, îmi pun întrebări. Știi, de multe ori citim Scriptura și zicem, o citesc, eu știu că cam așa e pe acolo, știi? Și tot ce citesc vreau să se facă cum vreau eu și cum știu eu că e. Nu citi așa. Citește cu minte deschisă. Doamne, vorbește. Ce vrei să vorbești? Pune întrebări. Cine a fost acolo? Când a fost? Cum? De ce a fost? Ce a făcut? Pentru ce? Pune tot felul de întrebări pe Scriptură. Și apoi știi ce? Fă-ți aplicația practică. Pentru că dacă nu faci aplicația practică, nu te ajută la mai mult. Vreau să mă opresc aici. Și doresc pentru tine să se apropie de Domnul. Dar se apropie de Domnul cu o credință neprefăcută. Și să studieze, să citească Scriptura, să caute rugăciunea și părtășia Sfinților. Amin. Dragii mei, cuvântul din seara aceasta vorbește despre relația omului Dumnezeu cu Scriptura. Nu cred că trebuie să mai explic ce înseamnă termenul Scriptură. Oricine știe că Scriptura înseamnă o scriere sfântă, inspirată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Atitudinea noastră față de Scriptură însă este foarte importantă, pentru că Scriptura este una dintre cele mai mari binecuvântări pe care Domnul le-a dăruit omenirii. E un mare privilegiu să poți să citești Scriptura încă de la o vârstă fragedă. Și vă mărturisesc că una din tristețile mele este legată de faptul că atunci când eram copil, măcar că aveam o Scriptură în casă, o carte sfântă, Biblia, nu aveam pasiune pentru Cuvântul Domnului și am preferat să citesc multe din cărțile lumii acesteia care nu sunt de folos. Mi-aduc aminte de o istorioară din tinerețea mea, am auzit-o la un frate predicator și rețin destul de mult din ea. Poate că unii dintre dumneavoastră care sunteți de o seamă cu mine sau mai în vârstă, o știți mai bine decât mine.
Se spunea în istorioara aceea că pe malul unui lac foarte mare era un orășel turistic și în orășelul acesta a venit un om foarte educat să viziteze, să vadă ca turist. Și într-o dimineață frumoasă, însorită, a hotărât să facă o călătorie pe lac, să meargă cât mai departe. Dar cum nu era obișnuit să văzlească, a apelat la serviciile unui om sărman, a unui barcagiu care era acolo și care își câștiga pâinea ducând turiștii pe lac cu barca. L-a întrebat cam cât ar costa o călătorie pe lac și omul i-a spus, depinde cât de departe vom merge. Au pornit și în timp ce bătrânul vâslaș trăgea la vâsle, se îndepărtau de mal, omul acela de știință a sărit în buzunarul hainei barcagiului o carte veche și a întrebat, ce carte ai în buzunar? Este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Oh, dumneata, citești Biblia? Da. Și acum omul de știință, simțindu-se oarecum superior, pentru că el era om de știință, i-a mai pus câteva întrebări barcagiului. L-a întrebat, printre altele, dar de Socrate dumneata ai auzit? Bătrânul om s-a gândit puțin și a zis în barcagiul de multă vreme, dar nu mi-amintesc să fi avut un client cu numele ăsta. A, mi-am închipuit eu. L-a întrebat un pic mai târziu, dar pe Homer, poetul orb, l-ai citit? Nu, nu știu cine e. Dar poate l-ai citit pe Dante. N-am auzit nici de asta. Păi cum, numai Biblia citești? Da, domnule, numai Biblia. Mă rog, discuția a continuat și pe alte teme și s-au plimbat mult în ziua aceea. Spre seară erau destul de departe de mal și acum urmau să se întoarcă, dar s-a iscat un vânt care a început să ridice valurile. Și bărcuța se mișca așa cam nesigur. Vâzlașul era însă liniștit. Omul de știință se tot foia. La un moment dat, vâzlașul l-a văzut pe celălalt că e neliniștit și l-a întrebat. Socrate, al dumitale, te-ar putea ajuta? Homer, sau cum ai zis că îl cheamă, ne-ar putea veni în ajutor? Ai mai zis de încă unul și nu-și amintea bine numele lui, nici ăla nu ne-ar putea ajuta. Nu. Atunci zice, îmi pare rău, va trebui să apelăm la cel despre care eu citesc în cartea mea. Nu știu cum s-a încheiat, dar de vreme ce dialogul acesta a fost păstrat, se pare că amândoi au scăpat din furtuna aceea. Dar ceea ce este important și de reținut este faptul că există în viață nu puține momente în care Scriptura se dovedește mult superioară tuturor învățăturilor oamenilor înțelepți din lumea aceasta. Amin. Și vreau să le spun tinerilor ca o concluzie. Nu este un lucru rău că mergeți la școli, că vă calificați, că dobândiți diplome peste diplome, dar vreau să vă spun că este foarte important ca din formarea voastră ca oameni să nu lipsească Biblia. Înaintea tuturor celorlalte cărți pe care le citiți, să puneți Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă se întâmplă câteodată ce spune Biblia să intre în conflict cu ce scrie în manualul acela al vostru din care dați examen, aș vrea să vă sfătuiesc să dați întâietate Bibliei, pentru că de mii de ani Biblia se dovedește adevărată. S-a spus despre ea că Scriptura nu poate fi desființată. Asta înseamnă că este indestructibilă. Se vor ridica și s-au ridicat de-a lungul vremii împotriva Bibliei tot felul de oameni, tot felul de sisteme de gândire, tot felul de puteri omenești. Acestea au pierit, au rămas istorie, dar Biblia stă încă în picioare și Biblia are putere să te ducă până la liman. De vei cinsti cuvântul acesta prin care Dumnezeu îți dă învățătură, de-l vei asculta, de-l vei împlini, vei fi binecuvântat. Dacă nu, dacă îți te-i permite să urmezi și alte rețete sugerate de societatea în mijlocul căreia trăiești, așteaptă-te să ai parte și de experiențe triste, de frustrări, de falimente, de tot felul, de nenorociri chiar. Pentru că acolo duc învățăturile oamenilor. Singura Biblia îți dă lumină și te face să fii desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. De aceea, în încheiere, tinerilor, vreau să vă spun cu toată dragostea, încă o dată,
Și lucrul acesta am să vi-l spun mereu, câtă vreme voi avea o minte sănătoasă. Prețuiți cuvântul lui Dumnezeu. Adunați cuvântul lui Dumnezeu în inima voastră. Ascultați-l. Lăsați-vă modelați de cuvântul lui Dumnezeu. Când citindu-l, vi se ridică un gând de împotrivire în minte, cu lucrul ăsta nu pot să fiu de acord, nu-i pentru mine, nu-i pentru noi. Alungați gândul acela că nu-i de la Duhul lui Dumnezeu. Păstrați mintea voastră plină de cuvântul lui Dumnezeu și vă veți feri în felul acesta și pe voi și pe cei ce vă sunt dragi de multe necazuri în viață. Dați cinstire cuvântului lui Dumnezeu, pentru că în felul acesta îl cinstiți pe Dumnezeu, autorul Scripturilor. Amin. Amin. Am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea să încheiem părtășia din seara aceasta cu o rugăciune de mulțumire. Dar pentru că ieri am aflat și eu de această am aflat această tristă veste, că situația prin care trece sorei Camelia, undeva cred în Spania, sora Dana, rămasă cu 4 copii, astăzi și-a condus pe ultimul drum pe soțul ei, aș vrea să o amintim și pe sora aceasta în rugăciune ca Dumnezeu să vegheze asupra ei și asupra copilașilor, să le poarte de grijă, să le fie aproape, să vegheze cu bunăvoință asupra lor. Aș vrea să ne rugăm în egală măsură și pentru noi și pentru copiii noștri, pentru că avem în fiecare clipă nevoie de ocrotirea lui Dumnezeu. În fiecare clipă. Să ne credințăm în rugăciune în mâna lui Dumnezeu. Amin.